Motocoasa nu mai pornește. Am un e ca motorul, ce fac? Nu am nicio unealtă la mine. Salutare din nou și bine v-am găsit pe acest canal. Eu sunt Cosmin și vă salut oriunde v-ați afla. În acest clip vreau să vă vorbesc despre sau să vă arăt cum să porniți un motor înecat fără nicio unealtă. Să zicem că sunteți undeva mai departe de casă, nu aveți nicio unealtă la voi, motocasa nu pornește, ați înecat motorul, ce ar trebui să faceți? Am să vă arăt în acest clip o metodă de a porni un motor înecat fără nicio unealtă. Este nevoie un pic mai mult de tras la demaror, dar nicio problemă, trebuie să avem grijă când tragem de demaror să nu bruscăm, să nu forțăm ca să stricăm altceva și fără nervi. Nu știu acum cum fiecare cum e, și eu mă mai enervez câteodată, mai trage mai tare, nu știu ce, nu pornește. Dar aici trebuie să aveți răbdare pentru că o să pornească un pic mai greu, dar o să pornească motocasa și o să puteți să vă apucați din nou de lucru. Pentru a porni motocasa cu această metodă, înainte de a porni, punem contactul pe poziția on, după care ne folosim de blocatorul de accelerație, blocăm accelerația. Da? Dacă nu puteți să blocați accelerația, atunci trebuie să țineți cu mâna butonul de accelerație apăsat. Și atenție, când motorul o să pornească, o să pornească turat și motorul sau discul ce aveți o să se învârte la turații mai mari. Așa că fiți atenți unde puneți și cum plasați motorul sau discul motocasei înainte de a face acest lucru, de a porni motocasa. Bun, după ce am blocat accelerația ca să ne pătrundă cât mai mult aer în carburator, ca să fim cât mai siguri că avem cât mai mult aer și nu benzină, trecem la filtru de aer. Da, desfacem carcasa filtrului de aer. Nu-i greu. La acest model nu ne trebuie nicio unealtă. Luăm șurubul. Așa. Scoatem filtrul de aer. Bun, ca să avem cât să ne pătrundă cât mai mult aer. Din această cauză luăm și filtrul de aer jos ca să putem să pornim cât mai ușor motocasa. După aceea ne asigurăm că șocul nu este pus, da? Nu lăsăm în poziția ghis, aici ne închide aerul și ne pătrunde mai multă benzină. Lăsăm poziția deschisă ca să ne intre cât mai mult aer în carburator, să avem o proporție mare de aer. După ce am făcut aceste trei lucruri, contact pus, blocat accelerat, luat filtrul de aer jos, șocul unde ne putem apuca de tras la demaror până ce motocasa noastră pornește. Și acum să vedem cum pornește motocasa noastră. Ia să vedem cum reușesc eu aici. Ca să pot să o trag cât mai bine singur, ca să pot să și filmez să vă arăt. Deci tragem la demaror de câte ori nevoie, poate să fie nevoie și de 20 de ori până pornești, nu știu, să vedem. La mine nu cred că e așa necat. Vedeți? Trage ceva sus. Motorul sunt erotești.
accelerația. Da, motorul nu se mai vârte. Lăsăm un pic să meargă. Ca să ardem combustibilul din camera de ardere. Da. La mine văd că a pornit destul de repede, n-a avut așa necată. Măcar am vrut să o nec ca lumea să nu pornească așa repede. A văzut de câte ori am tras de maro înainte, dar totul a pornit destul de repede. Bun, după ce am lăsat să meargă un pic, ia să vedem, să mai încercăm o dată, să vedem, pornește. Acum, fără accelerație pusă, pornim normal. Fără șoc. Baza asta, în general, pornește foarte ușor. Cât eu am vrut să o nec, anumea să nu pornească, care a primit un videoclip, dar văd că tot s-a pornit. Acum, după ce am reușit de-am pornit, îi montăm filtrul de aer la loc. Punem frumos la locul lui. Punem carcasa. Pune șurubul și iată că am reușit să pornim motocoasa necată fără nicio unealtă la noi, fără să mai desfacem bujii sau alte treburi și fără nel. Cam asta ar fi. Deci la voi acum ar putea să difere, să pornească e mai greu, ar putea să pornească la 10 trageri de sfoară, la 20, depinde. Dar de pornit o să pornească, dacă e necat motorul și nu aveți nicio unealtă la voi și o să puteți să vă continuați munca. Cam asta ar fi. Ia să mai dăm o pornire. Mă, ce repede o ia, mă. Am văzut, pornesc. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Asta este o metodă bună de a porni o motocasă cu motor unicat. Dacă nu ai nicio unealtă la tine și nu poți să desfaci bujia ca să ventilezi camera de ardere. Este un pic mai greu de pornit, după cum v-am mai spus, dar în cele din urmă o să pornească. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să apăsați clopoțelul ca să primiți notificări de la YouTube ori de câte ori încarc un videoclip. Nu uitați să dați o distribuire, să vă abonați ca să puteți susține acest canal. Până la un nou clip, ce să vă zic? Spor la treabă, aveți grijă de uneltele voastre și să vă feriți de probleme. Vă salut oriunde ați fi și vă urez spor în toate.